Mulțumim, Domnule, căci așa cum am cântat, El ne conduce cu siguranță spre împărăția sa eternă, slăvit să fie în veci. Continuăm astăzi cu o altă lecție, penultima, din tematica lucrurilor de preț. Astăzi vom observa un lucru de preț din care suntem și noi parte, cotă parte, poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu este ales din toate timpurile, din toate familiile, din toate poporile pământului. Și chiar dacă pentru mii de ani Israelul a fost poporul special al lui Dumnezeu, mulțumim Tatălui Ceresc că ne-a avut în vedere și pe noi să ne cuprindă în acest popor binecuvântat. În Cartea Deuteronom, capitolul 4, Dumnezeu vorbea prin Moise evreilor, citim versetul 20, dar pe voi Domnul v-a luat și v-a scos din cuptorul de fier al Egiptului, ca să fiți un popor pus deoparte cum sunteți azi. Dar, așa cum a fost ei, scria Apostolul Petru în întâia sa epistolă, capitolul 2, știți că mai târziu, dacă în prim plan a fost ales tot poporul, în mod special a fost aleasă o seminție, dintre ei a fost aleasă o casă preoțească. Și aici scrie în 1 Petru, capitolul 2, versetul 5, și voi ca niște pietre vii sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Versetul 9 și 10, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată, pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Observați expresia aceasta care se regăsește în multe pasaje scripturale, poporul lui Dumnezeu. Un popor ales special. Noi, marea parte, facem parte dintre români. Avem și alte etnii printre noi, mai puțin. Dar fie că suntem români, fie că suntem maghiari, să suntem pentru o vreme. România n-a fost decât în lumea și nu rămâne pentru eternitate. Apartenența noastră fundamentală, eternă, este poporul lui Dumnezeu. Poate pe acest principiu, atunci când ni s-au născut copii, le-am pus câte două nume, unul din Biblie și unul românesc. Așa ca să fie pentru ei ca o idee asupra căreia să mediteze, să știe că sunt și români, să fie buni cetățeni, dar să știe în primul rând că aparțin unui popor care are făgăduințe speciale cuprinse în textul biblic, în cuvântul lui Dumnezeu. Poporul sfânt are o valoare mare luat ca întreg, chiar dacă noi avem valoare și ca indivizi luați separat. Și comuniunea frățească, întregul popor al lui Dumnezeu, sau pe segmente, cum ne adunăm noi, pe părți, în comunități locale, oferă o împlinire mai mare decât dacă am fi fiecare doar cu credința noastră în Dumnezeu, în mod izolat. De exemplu, noi la ora asta putem să fim fiecare, să ne înțelegem, fim fiecare cu Biblia în față, știm toți același text. Puteam să ne rugăm fiecare acasă și după ce am învățat melodia să cântăm fiecare solo, acasă. Da, dar nu se compară acele părtășii individuale cu ceea ce poate să dea Domnul aici, evident, atunci când este și El prezent, slăvit să fie în veci. Este ca și în comparația aceea, dacă vine cineva în timpul unui șantier și își cere o cărămidă, i-o dai. Dar după ce ai făcut peretele și totul te încuit și aranjat și pus în mobila, îi mai dai o cărămidă. Nici dacă îți plătește 10, pentru că ea are valoare ca întreg. De aceea spune Scriptura în Cartea Psalmilor, citim din Psalmul 122, mă bucur când mi zici, haidem la casa Domnului.
picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalim, Ierusalime, tu ești zidită ca o cetate făcută dintr-o bucată. Deci când e vorba de bucata asta mare, cu siguranță că are mai mare preț decât bucățile mici luate separat. Acolo se suie semințiile, semințiile Domnului. De aceea, dorințele de bine menționate la versetul 6, pentru pace, pentru bucurie, pentru odihnă, pentru fericire, pentru că împreună poporul lui Dumnezeu creează o valoare și o împlinire mult mai mare. Așa cum scrie întorcând o foaie în Scripturi și în Psalmul 133. Iată ce dulce și ce plăcut este să locuiască frații împreună. Acest împreună are valoare mare. Și să ne dea Domnul bucuria de a putea prețui momentele când suntem împreună. Să fim nu doar cu trupurile strânse sub același acoperământ, să fim în Duhul una, cum scria Pavel la Filipeni, un Duh, o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Să observăm într-o primă parte a acestei teme dobândirea valorilor poporului Dumnezeu. Pe ce criterii afirmăm că poporul Dumnezeu luat ca întreg are valoare? Cum și-a dobândit această valoare? În primul rând, vreau să observăm investiția salvării comune. Adică Dumnezeu a plătit un preț pentru noi toți. N-are Dumnezeu un preț plătit pe indivizi. A fost dat același preț, în mod unitar, pentru toți, odată. Asta arată pasiunea și preocuparea divină pentru noi ca popor. După cum s-a comportat Dumnezeu și cu Israelul. Știți că i-a răscumpărat pe toți odată. Și este foarte plăcut cum prezintă cartea psalmilor acele istorii ale felului în care Dumnezeu a intervenit și i-a câștigat ca să fie ai lui. De acolo a luat Petru ideea că noi suntem câștigați. Și se va vorbi puțin mai târziu despre felul în care Dumnezeu a lucrat cu acest popor special. Eu vă citesc numai din cartea prorocului Isaia, capitolul 43, unde este scris exact despre preț. Versetele 3 și 4. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul Israel, Mântuitorul tău, eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta. Și știți că a fost distrus Egiptul în întregime. A fost plătit ca preț. Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Deci pentru poporul său, Dumnezeu, ca preț, ca valoare, a dat popoare. I-a terminat aproape pe egipteni și a nemicit 7 popoare din Canaan ca să le facă lor un loc special într-o țară aleasă expre pentru ei. Dar acesta n-a fost decât un prototip pentru ceea ce avea Dumnezeu să facă în plan universal. De aceea scria Petru, 1 Petru, capitolul 1, citind de la versetul 18, și să ne gândim că prețul dat pentru noi este cel mai mare preț. Cum să n-avem valoare? Știți că un bun material are o anume valoare nominală, contabilă, care are de-a face cu prețul de achiziție sau de producție în funcție de modul în care s-a intrat în posesia acelui bun. 1 Petru 1 cu 18. Că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care moșteise de la părinții voștri, și cu sângele scump, să înseamnă mare valoare, a lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de temerea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. În dreptul nostru s-a realizat ceea ce în vremea noastră este o tranzacție la termen. S-a făcut dinainte o hotărâre, s-a plătit prețul și la momentul potrivit a fost realizarea propriu-zisă, când Domnul și-a dat sângele pentru noi și s-a făcut acea ispășire binecuvântată. Despre acest har care l-am primit, citim și din cartea Apocalipsa, capitolul 5,
de la versetul 9, atunci când vom ajunge în Împărăția Sfântă și ființele din cer recunosc aceasta, privesc cu uimire, cu drag, vrednic ești tu să iei cartea, să rupi fecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice noroc și din orice neam. Ai făcut din ei o împărăție, ceea ce înseamnă un popor de mare rang și preoți pentru Dumnezeu nostru și ei vor împărăți pe pământ. Este bine așadar să ne știm valoarea, dat fiind prețul care a fost dat pentru noi. Cineva spunea că de o fată credincioasă s-a apropiat un fiu de patron cu o mașină tare, îmbrăcat după ultima modă, că își permitea pe banii lui tata, și a încercat să o curteze, să o cucerească. Și a făcut aluzie la poziția sa, la care i-a zis: tu știi cu cine vorbești? Și eu sunt prințesă. Tu crezi că mă dau pe un amărât de patron? Tu nu cunoști neamul meu. Pentru că noi, prin prețul care s-a dat pentru noi, am fost câștigați pentru eternitate și suntem poporul lui Dumnezeu. Asta înseamnă foarte mult. În al doilea rând, noi avem preț ca popor al Dumnezeu pentru că suntem într-o unitate organică de trup cu Domnul Hristos, care este capul. Toți cei ce facem parte din acest popor ales, avem valoare înainte de Dumnezeu pentru că tot ceea ce suntem noi, facem, realizăm sau cerem, este în numele Domnului Iisus. Purtăm un nume care este mai presus de orice nume. Când ne adunăm, ne adunăm sub un nume. Și a spus-o însuși El, Matei 18:20. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, voi fi eu acolo. Adică nu se poate să fie trupul separat de cap. Și capul este ceea ce dă valoare, nu? Și dacă e vorba de un anume individ, ce are valoare? Capacitatea lui, și toate aceste funcții, valori, sunt înmagazinate în creier, în minte, în cap. Aici este capitala ființei umane. Noi, ca și împărăție, avem valoare datorită capitalei noastre, nu doar a teritoriului care a fost cumpărat, răscumpărat. În cartea profetului Isaia, în capitolul 49, este scris despre Domnul care urma să fie nu doar conducător peste evrei, ci și peste neamuri. 49:5, acum așa vorbește Domnul care m-a întocmit din pântecele mamei ca să fiu robul lui, să aduc înapoi la el pe Iacob și pe Israel, care este încă împrăștiat, căci eu sunt prețuit înaintea Domnului și Dumnezeul meu este tăria mea. Și datorită acestui preț, el zice: e prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacob și să aduci înapoi rămășițile lui Israel, de aceea te pun să fii lumina neamurilor, să duci mântuirea până la marginile pământului. Și în Noul Testament citim din Coloseni, capitolele 1 și 2, pentru a vedea câtă valoare primim noi prin unitatea noastră cu Domnul Hristos. Coloseni 1, citim de la versetul 13. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Versetul 16. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile, care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaun de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mânerea de toate lucrurile și toate se țin prin El. Și dintr-o dată, văzând cât de mare este El, ne leagă pe noi de El. El este capul trupului, al bisericii. El este începutul, cel întâi născut între cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. Și în același capitol, de la versetul 28, citim: pe El propriu noi, spunea Pavel, și sfătuim pe orice om, învățăm pe orice om, în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Iată la ce lucrez eu și mă lupt, după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Adică, purtând numele Domnului, noi trebuie să ajungem să ne asemănăm cu El și acest nume care ne-a fost atribuit.
să ne fie însușit prin comportamentul nostru. Așa cum scrie și în capitolul 2, versetul 2, să căpătăm toate bogățiile plinătății de pricepere ca să cunoaștem taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Și scrie aici în versetul 9 și 10, căci în El locuiește și trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El. Adică dacă noi nu avem ceva, are El. Dacă nouă ne trebuie ceva, cerem în numele Lui. Dacă trebuie să facem ceva, facem în numele Lui. Noi avem totul de plin în El. Iată de unde valoarea noastră. Nu umblăm niciodată singuri. Suntem în permanență împreună cu Domnul, pentru că îi purtăm numele. De aceea neamurile au căpătat valoare, scrie în Fapte 15 cu 14. Cu asta s-a putut concluziona în dezbaterea, în controversa de la Ierusalim. Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Așadar, să știm cine suntem, cu alte cuvinte, să știm cum ne cheamă. De aceea, duhurile, când era vorba de Iisus și de Pavel care îl propudea pe Iisus, știau cum îi cheamă, știau ce înseamnă. Este o valoare cunoscută și recunoscută în lumea duhurilor. Cineva povestea despre o mărturie a unuia care a fost implicat în domeniul ocult, că în compania unui vrăjitor a spus numele Iisus. Și Duhul care vorbea prin acel vrăjitor, omul respectiv de fapt care l-a posedat în acel moment, a căzut în genunchi. Și cel care avea habar de Biblie și-a amintit versetul din Filipeni, că orice genunchi se pleacă înaintea lui El și-a supus domniile și stăpânirile. Așadar, să mulțumim Domnului că ne-a dat dreptul să-i purtăm numele, să-l purtăm și să-l rostim la nevoie. În al treilea rând, noi avem valoare ca popor al Dumnezeu pentru că, făcând parte din trupul Lui, ne-a înzestrat cu diverse daruri, calități. Noi suntem vase de lut, adică fizicul nostru, trupul, este același. Dar în acest vas de lut Dumnezeu a pus comori. Iată ce scria în această privință Apostolul Pavel, 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 7, comoara aceasta, și știți, comorile sunt lucruri de valoare. O purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la oameni. 5:1. Știm în adevăr că dacă se desface casa părintească, cortul nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Adică Dumnezeu pregătește interiorul nostru, chiar dacă pe moment locuiește într-un exterior rudimentar, aflat în descompunere lentă și apoi în putrefacție rapidă, dar este pregătit pentru noi, am spune, un ambalaj pe măsură, pentru că ceea ce a pus Dumnezeu în noi are valoare. Întoarcem paginile Bibliei, Efeseni, capitolul 1, pentru a vedea că și acum, chiar dacă încă suntem aici în vase de lut, avem valoare prin ceea ce a pus Dumnezeu în noi și prin ceea ce deja am dobândit, avem în împărăția sa. 1:3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnul nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Capitolul 2, tot de aici, citesc de la versetul 6, El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare
nemărginita bogăția harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Pagina din dreapta, 4:11, el a dat pe unii apostoli. Și asta era o valoare. Pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori, pe alții învățători. Daruri lăsate de Dumnezeu în noi, care ne dau valoare. Noi, ca oameni, n-am avea valoare. Suntem vase de lut. Dar când Dumnezeu se folosește de un om, are valoare? Bineînțeles. O foaie e o foaie. Dar dacă acea foaie e luată de o anumită autoritate și scrie ceva pe ea, ștampilată și cu semnătură, are valoare foaia aceea? Bineînțeles. Un pormoneu nu are valoare gol, dar dacă pui bani în el, are valoare. Deci valoarea noastră nu este dată de înzestrările care le-am primit din partea Domnului și mulțumim că ne-a găsit vrednici de încredere, cum spunea Pavel la 1 Timotei 1, ca să pună în noi aceste valori care au corespondență pentru eternitate și au valoare, sunt recunoscute în lumea spirituală. Este, așa cum scrie în Vechiul Testament, în Ezechiel 16, nu mai citim, doar vă spun, Israel a văzut acolo ca o fetiță născută și aruncată pe câmp. Dar a venit Dumnezeu, s-a îngrijit de ea și a făcut din ea regină. A pus pe ea podoabe, haine speciale, așa suntem noi, prin ceea ce am primit, am fost îmbogățiți și avem valoare. Și e interesant că valoarea noastră nu scade nici în momentul în care murim. De fapt, noi abia atunci scăpăm de ceea ce nu are valoare. Când murim, suntem adăugați la poporul ales pentru eternitate. Îmi plac acele expresii, scrie despre unii, când a murit, a fost adăugat la poporul lui. Adică este un fel de adăugare sigură, sau cum spune Psalmul 16, scumpă înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Cum a zis Dumnezeu lui Daniel, știți cu ce versete se încheie cartea Daniel? Aparent, îmi spune că au valoare și cei care rămân în viață. Un om mort, ce valoare să aibă? Vor fi o ultimă generație, puțini, care rămân în viață, scrie aici, căci calendarul ultimilor zile e stabilit cu seri și dimineți. Fericit de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Iar tu nu ești printre aceia. Du-te până va veni sfârșitul. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. În credință au murit toți aceștia, scrie în Evrei 11:13, fără să fi primit lucrurile făgăduite și valorile care le-au avut în ei, unde sunt? Nu se pierd, rămân toate pentru răsplată. Lor le este pregătită cetate. De aceea, după ce vorbește în Evrei 11 despre cei din vechime, în capitolul 12 sunt văzuți ca un popor deja adunat, un nor mare de martori. Și îmi plac versetele 22 și 23. V-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului Celui Viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri. Vedeți unde e valoarea? În scrisurile care rămân și se ia cartea vieții și sunt scriși acolo. Deci valoarea poporului Dumnezeu nu scade la moarte, nu se pierde. Despre aceștia scrie aici, în relație cu Dumnezeu, El este judecător tuturor, al duhurilor și celor neprihăniți, făcuți, desăvârșiți. Slăviți să fie Domnul, spunem noi și noi ca și Naomi, că a avut îndurare și față de cei ce au murit și față de cei ce sunt în viață. Slăvit să fie Domnul în veci. Și ultim aspect legat de dobândirea valorii poporului Dumnezeu, în cazul pierderii favoarei divine, prin neascultare, prin apostazie, cei ce sunt eliminați din poporul Dumnezeu, sau chiar dacă rămân fictiv, își pierd valoarea. Iată câteva versete în această privință, citim din profetul Osea, capitolul 8, versetul 8. Israel este nimicit. Acum ei au ajuns printre neamuri ca un vas fără preț. Și pierduseră valoare.
Tot de aici citim capitolul 13, versetul 1. Când vorbea Efraim, răspândea groaza în Israel. Avea putere. Dar cum a păcătuit cu Baal, a murit. I s-a dus puterea și a pierdut valoare. Vreau să citim și din Psalmul 44, pentru că acolo se vorbește despre o aparentă devalorizare. Sunt situații în care Dumnezeu întârzie să ne asculte, Dumnezeu lasă pe poporul său, cum scrie în Apocalipsa 13, să fie zdrobit, înfrânt. Și în asemenea momente suntem ispitiți să credem că Dumnezeu ne-a uitat, că nu mai avem preț în ochii Lui. 44:12, vinzi pe poporul tău pe nimic și nu-l socotești de mare preț, cum ar fi normal. Ne faci de ocara vecinilor, de bajocura de râsul celor ce ne înconjoară, ne faci de pomină, o pricine clătinare din cap printre popoare. Și versetul 7 ce spune așa, toate acestea ne se întâmplă fără ca noi să te fi uitat, fără să fi călcat legământul tău. Da, inima nu ni s-a abătut, pașii nu ni s-au depărtat de pe cărarea ta. Versetul 20, dacă am fi uitat numele Dumnezeului nostru și ne-am fi întins mâinile spre un Dumnezeu străin, n-ar ști Dumnezeu locul acesta, El care cunoaște tainele inimii? Dar din pricina ta suntem jungheați în toate zilele. Aici este secretul. Adică uneori aparent ne pierdem valoarea și Dumnezeu ne lasă pe bunul plac a oamenilor. Sunt și în zilele noastre credincioși care mor zilnic pentru Domnul. N-au ei valoare? Vor avea o valoare mai mare. Dar aparent, ei sunt vânduți pe nimic. Și nimeni nu le ia apărarea. Da, așa a fost și cu Domnul nostru. Și cine din cei din vremea lui știau care are valoare? A fost luat prin judecată, prin apăsare. Da, dar datorită morții care a suferit-o, scrie în Filipeni 2, că i-a crescut valoare. Așadar, să nu fim influențați de ce se strigă prin piață, că n-avem valoare uneori. Nu ne pierdem valoarea numai dacă păcătuim. Dacă nu, și dacă nu ne recunosc oamenii, nu e nicio problemă. Știe Dumnezeu și trebuie să știm și noi că avem cu adevărat valoare. Numai păcatul e rușinea care ia valoare. Neprihănirea o păstrează, martirajul o ridic. Așadar, să nu uităm, noi avem valoare pentru că am fost plătiți cu un preț mare, cel mai mare preț. Noi avem valoare datorită unității noastre cu Hristos, pentru că purtăm numele Lui. Noi avem valoare pentru că a venit Duhul Său în noi și ne-a înzestrat, ne-a îmbogățit cu daruri sfinte. Și valoarea noastră se păstrează și dacă murim. În arhivele lui Dumnezeu se păstrează ce are valoare. Și chiar trupul care se descompune la înviere va avea preț mai mare, că este îngropat în ocară și înviază în slavă. Deci la sfinți le crește prețul și dacă mor. Ei au preț cu adevărat. Să ne ajute Domnul să pricepem ce valoare are să fim în poporul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Vreau să observăm acum într-o a doua parte cum putem să păstrăm valorile în poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat valoare, dar ea trebuie păstrată. Ca să n-ajungem, cum aminteam despre evrei, fără valoare printre neamuri. În primul rând, poporul lui Dumnezeu este lăsat în grija unor conducători și este asemănat adesea cu o turmă. Știți că oile sunt fără capacitatea de a se apăra singure. Dar este responsabilitatea păstorului să vegheze asupra lor. Noi suntem asemuiți cu o familie și asta intră în responsabilitatea părinților să îngrijească de copii. Și această grijă are o importanță direct proporțională cu valoarea pe care noi o avem. Vedeți, în societatea asta, un pasnic sau administratorii peste niște valori au o însărcinare potrivit cu valorile care le sunt date în gestiune. Sunt lucruri care nu au valoare, nici nu le păzește. Dar ce are valoare? E dat în grija cuiva pentru a fi păzit. De aceea, pe tot parcursul Bibliei, conducătorii sunt prezentați ca niște păstori.
Moise a povățuit, a păstorit poporul, David la rândul lui. Și în cartea profetului Isaia se scrie despre vremuri în care acești conducători rânduiți nu-și mai făceau datoria. Isaia 3, citim de la versetul 3 despre căpetenie, despre dregător, sfetnic. Versetul 4, le voi da băieți drept căpetenii. Versetul 12, poporul meu este suprit de niște copii și o stăpăresc niște femei. Poporul meu, cârmuitorii tăi, te duc în rătăcire și pustiesc calea pe care umbli. Israel nu și-a păstrat valoarea pentru că nu a avut conducător care să vegheze asupra păstrării acestor valori. Tot în Isaia scrie în capitolul 9 de la versetul 15, bătrânul și dregătorul sunt capul și prorocul care învață pe oameni minciuni este coada. Asta în imaginea profetică a faptului menționat în versetul anterior că Domnul va smulge și capul și coada, ramura și trestea într-o singură zi. Versetul 16, cei ce povățuiesc pe poporul acesta îl duc în rătăcire și cei ce se lasă povățuiți de ei sunt pierduți. Pentru că tendința asta este. Poporul vrea conducători care să-i lase mai lejeri și conducătorii sunt și oameni ispitiți să trăiască așa de moment bine cu toți. Și de fapt să nu vegheze, să nu-și facă datoria. Profetul Isaia este foarte categoric când vorbește din partea Domnului, de exemplu și în capitolul 56, zice de la versetul 9, veniți toate fiarele pe când veniți de mâncați toate fiarele din pădure, toți păzitorii lui sunt orbi, fără pricepere, toți sunt niște câini muți, care nu pot să latre, aiurează, stau tolăniți, le place să doarmă, fără grijă pentru turmă. De aceea Noul Testament Apostolului sunt foarte insistenți în această privință, citim din Fapte 20, când Pavel are o reuniune cu conducătorii bisericii din Efes. Efesul avea o comunitate creștină foarte numeroasă. Efesul a fost o bază de misiune pentru Asia Mică. Fapte 20:28. Luați seama dar la voincivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop ca să păstoriți biserica Domnului care a câștigat-o cu însuși sângele său. El a plătit prețul și ne-a dat o nouă în grijă. De aceea și Petru la rândul lui scria, 1 Petru capitolul 5, versetul 2, păstoriți turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, dar nu de silă, ci de bună voie după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum a stăpânit pe cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pildă turmei și când se va arăta păstorul cel mare, veți scăpăta cu una care nu se poate vesteji a slavei. Domnul să ridice și aici, în alte părți, conducători care să fie cu adevărat păstori, care să aibă grijă de popor. Din Noul Testament se înțelege foarte clar că erau mai mulți puși să păstorească, nu numai unul. De altfel nu veți întâlni nicăieri în Noul Testament un singur prezbiter la o biserică. Eu le mai spun uneori la cei care vor să aibă multe biserici în păstorire, eu mai mulți ciobani la o turmă am văzut, dar un singur cioban la mai multe turme n-am văzut. Pentru că în a avea grijă, ai nevoie de mai mult să te ajute. Și este foarte important ca să fie suficienți oameni care să ajute la păstorire. În așa fel încât ea să fie făcută bine. Spune Scriptura în 1 Tesaloniceni 2:8 despre grija, de data asta văzută ca o grijă părintească. Hai citim și versetul 7. Dimpotrivă ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru ca o doică ce își crește cu drag copiii. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră, atât de scumpi ne ajunseserăți. Accentuez, atât de scumpi.
expresia de scump aici are înțelesul de foarte dragi, dar eu cred că poate fi luată și în sensul că, dându-și seama de valoarea lor, ei au ajuns să fie atât de dragi apostolului. Scrie și în versetul 11 despre rolul părintesc: știți iară cum am fost pentru fiecare din voi ca un tată, o copiii lui, vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adeveream. În al doilea rând, vreau să observăm din Scripturi și prețuirea conducătorilor. Păstorul, mă refer la turma de oi, e dator să îngrijească împreună cu toți ceilalți. Dar oile sunt datoare și ele să asculte? Să-și prețuiască păstorul? Sau oile n-au altă grijă pe lângă faptul de a mânca numai să împungă pe păstor? Vedeți, în societatea laică, conducătorii sunt adesea batjocoriți. Noi votăm și noi dăm cu ei de pământ. Și spunea Solomon, un împărat care a avut pace în țară, Eclesiastul capitolul 5, versetul 9: dar un folos pentru țară în toate privințele, valabil și pentru adunare sau pentru organizație, este un împărat prețuit în țară. Dacă nu-i prețuit? Știți, când David a intrat a doua oră în tabra lui Saul și apoi s-a dus pe un alt deal unde să fie la adăpost, pe cine l-a strigat? Abner, nu ești tu conducător armate, ești vrednic de moarte. N-ai păzit capul stăpânului tău. Adică sunt datori conducătorii să aibă grijă de popor, dar și poporul trebuie să-i prețuiască pe cei pe care Dumnezeu i-a dat, spune Scriptura 1 Tesaloniceni capitolul 5, să-i prețuiți foarte mult din pricina lucrărilor. Noi nu avem un preț ca și indivizi luat separat, noi avem un preț comun dat fiind tot ceea ce vă spuneam până aici, în zestrările care Dumnezeu ni le-a dat, și împreună avem preț. Noi grijind de dumneavoastră, dumneavoastră ascultându-ne și veghind la relația dintre noi. În al treilea rând, vreau să observăm că pentru a păstra valorile, prețul poporului Dumnezeu, trebuie să avem o grijă comună. Asta se mai poate observa și la anumite turme de animale, dar poate cel mai bine se poate observa în trupul uman. Are grijă o mână de cealaltă, un organ de un altul. Sau capul, când vede că stomacul nu poate să prelucreze o anumită mâncare, poruncește la gură: dă-i împotriva lui. Nu. Când spatele nu mai pot să ducă, fiindcă ai probleme cu coloana, ce o să spună capul? Dacă nu pe cap le pune, pe umeri, dă-le pace, pune-le. Niciodată nu va spune asta. De aceea, dacă suntem parte din acest popor al lui Dumnezeu, trebuie să avem grijă unii de alții, să îngrijim. Zicea David în Psalmul 16:3, sfinții care sunt în țară, oamenii blabioși, sunt toată plăcerea mea. Părtășia frățească trebuie prețuită și suntem îndemnați în Noul Testament să veghem asupra dragostei, asupra acestei părtășii la care suntem chemați. Dacă apare vreo disensiune, scrie în Matei 18:15, să te lupți să câștigi pe fratele tău. Pentru că scrie în Proverbe că dacă e nedreptățit, frații nedreptățiți sunt mai greu de cucerit decât o cetate întărită. Să fim așadar atenți la relațiile frățești. Pavel spunea în 1 Corinteni capitolul 9, mă port cu iudeii ca și cu iudeii, cu cei dintre neamuri, ca să-i câștig. De fapt, ce se câștige? Mântuirea lor în fond, dar în prim plan, se poate avea cu ei o relație bună. Altfel, dacă se rup relațiile dintre noi, la ce folos? Putem să avem apostoli și toate celelalte categorii, dar spune în Efeseni 4, versul 16, din el tot trupul închegat și strâns legat, asta înseamnă unitate, relații bune, prin ceea ce dă fiecare încheietură și primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți și în măsura ei, evident, și se zidește în dragoste.
cântă corul, doar dacă cei din sală spun, nu, ne plac cântări corale, noi vrem ceva de nuanță populară. Predică cineva și cineva să spună, a, eu vreau alt subiect. Auzi, dacă asta a hotărât capul să se mănânce, stomacul trebuie să prelucreze asta. Dacă a hotărât capul să se meargă într-acolo, picioarele trebuie să parcurgă traseul. Dacă s-a hotărât casa să muncim, mâinile trebuie să își îndeplinească menirea. Pentru că numai așa se poate să avem valoare împreună. Altfel e cam poezia aceea, revoltă în trup. Când, ceea ce în realitate nu se poate, organele s-ar fi supărat unele pe altele și nu mai avea gura să dea mâncare la stomac, e prea mare. Dar să citim din acel capitol 1 Corinteni 12 care arată această binecuvântată părtășie, mădularele trupului. Citim versetele 25 și 26. Pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele sufer împreună cu el, accentuez cuvântul împreună. Dacă este prețuit, noi vorbim de lucruri de valoare, un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Dacă, de exemplu, vine cineva și ne apreciază corul cum cântă, trebuie să se bucure și cei care nu sunt coriști? Da, e corul bisericii noastre. Așa ar fi normal. Așa am avea grijă, i-am încuraja, am fi alături de ei ca să poată să slujească mai departe. O altă evidență a grijii reciproce o întâlnim în a doua Corinteni, capitolul 2, și e vorba de cei care au căzut, care au avut abateri. Prețuirea nu trebuie să fie doar față de cei ce slujești, față și de cei ce au căzut, pentru că nu apreciem în trup numai organele care fac treabă bună. Avem grijă și de cele care trebuie spansate, nu? Bancă, unii ori trebuie să le dăm o atenție mai mare. 2 Corinteni 2 cu 1. Am hotărât, dar în mine să nu mă întorc la voi cu întristare. Adică, în mod normal, logic vorbind, omenește, ar fi trebuit să ia tare, să-i mustre. Dar asta nu era plăcerea lui. Scrie versetul 5, dacă a fost cineva oprit și de întristare, nu m-a întristat numai pe mine, ci pe voi toți, cel puțin în parte, ca să nu spun prea mult. Este destul pentru omul acesta pedeapsa care a fost dată de cei mai mulți. Adică un picior când s-a îmbolnăvit, tot trupul decide sub coordonarea capului, la pat. De acum, nu-l lăsăm acolo la pat până să anchilozează. Când vedem că poate să umble, facem mișcări ușoare și pornim la treabă. Vestul 11, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci noi nu suntem în neștiință despre planurile lui. Țin minte povestea o frate din Bihor, că prima comunistă, un frate a fost închis și când a fost eliberat din închisoare, de teamă să n-aia probleme cu autoritățile sau alții, de teamă că ar fi devenit colaborator a autorităților, alții, pe motivul unor păcate o care a fost prins el înainte, era vorba de ceva, din cât mi-amintesc eu, cu bani și cu băutura, nu altceva. A venit de câteva ori la adunare, nimeni, niciun pacea Domnului, și omul a rezistat cât a rezistat și apoi n-a mai venit. N-am avut tăria ca să poată trece pragul spre ceilalți, se ridicase prea sus. De aceea, e bine să privim și spre amvon, spre cei ce slujesc și spre ușă, ca să vedem pe cei ce nu mai vin sau vin mai rar. Ca să nu pierdem din valoare și pe cei ce abia se târăsc la urmă în poporul lui Dumnezeu. De aceea grija trebuie să fie comună. Doamne, ajută-ne! Și ultim aspect. Tot ce am spus până aici în ce privește păstrarea sunt aspecte ce cad în sarcina noastră. Dar bucuria noastră cea mai mare este că păstrarea cea mai importantă și pentru eternitate se realizează prin grija, prin puterea divină. Mulțumim Domnului care ne veghează, care ne păstrează. Nu doarme, nici nu dormitează cel ce păzește pe Israel. Psalmul 127, de asemenea. Degeaba veghează, degeaba zidesc,
Dar pe lângă factorul uman, este atot prezent factorul divin, care completează toate nevoile. De aceea nu trebuie să ne îngrijorăm făcând parte din poporul lui Dumnezeu. Spunea Domnul Hristos, citesc din Luca 12, pentru că uneori intervine teama, dat fiind probleme de sănătate, nevoile vieții, relația cu autoritățile care poate să fie nefavorabilă. Luca 12, versetul 7. Și chiar perii din cap toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Avem vreunul bun la matematică să spună un sfânt a câte vrăbii echivalează? Decât multe vrăbii este mai de preț. Și dacă Domnul are grijă de ele, cu atât mai mult, sau în mod total am spune, are grijă de noi. Citim tot de aici versetul 24. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările. 28. Și dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult va îmbrăca El pe voi puțin credincioșilor. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și să nu vă frământați mintea. Căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Versetul 32. Nu te teme, turmă mică, deci cei ce sunt în poporul Dumnezeu, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția și ne păstrează pentru ea, slăvit să fie Domnul. Petru scria într-o vreme de persecuție. Întâia sa epistolă, vă rog rețineți acest amănunt, se adresa la oameni a căror viață era în pericol în fiecare zi. 1 Petru 1 cu 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji, păstrată în cerul pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Sunteți încredințați, fraților, că avem îngeri în jurul nostru. Așa că să fim conștienți de asta. Noi suntem păstrați pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Povesteau frații din Ucraina despre un tânăr care în timpul paremisia regimului Antonescian s-a lepădat. Ce însemna atunci lepădarea? Să-ți faci semnul cruce. Să scap de închisoare. Și frații l-au scos din drepturi pentru asta. Tânărul a venit, ca Petru s-a căit, s-a mărturisit. Dar frații nu s-au grăbit să-l reprimească. Exact nu știu ce perioadă a durat. Și a fost un moment de acalmie pe front și a permis celor din Bucovina de Nord să vină în Bucovina de Sud și fratele Horobeț de la Caminca a vrut să vină la Pătrăuș, la fratele Răscol. Dar nu s-a găsit nimeni să-l însoțească. Și acest tânăr a zis, vin eu. Și potrivit cu cei scris, cu felul în care se comportau cei din biserică atunci cu cei disciplinați, a zis, eu nu pot să umplu cu tine că tu ești scos din drepturi. Frații, da, dar vine la adunare și luăm în calcul să reprimim. Poți să te duci cu el. Cu acordul vostru, mă duc. S-a dus, l-a venit din coace. Domnul a vorbit acelui tânăr. Smerește-te și grăbește să intri în poporul lui Dumnezeu. Că cei ce sunt în acest popor sunt sub paza specială a lui Dumnezeu. Sunt într-o numărătoare a lui. Având mesajul, comportamentul lui, frații l-au reprimit. Scurte zile după aceea a fost chemat pentru concentrare. La câteva exerciții militare de pregătire înainte de a trimite pe front, cineva a acționat greșit o grenadă și a sfârtecat trupurile a câțiva de lângă el. Și l-a scăpat ca prin minune. Și povestea, el în clipa aceea mi-a amintit ce a zis Duhul Sfânt, că dacă sunt în poporul lui Dumnezeu, sunt sub paza lui. Da? Dumnezeu ne are în vedere și în fața duhurilor, în fața bolilor, în fața morții. Suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Au fost cazuri de misionari care vrea să fie atacați de bande în zone tribale unde nu există lege. Și au văzut atacatorii, au fost nu puține situații în jurul lor, oameni înarmați. Îngeri care s-au făcut vizibili, cum de altfel avem situații și în Scripturi.
Dar Dumnezeu, știți că în anumite situații a recurs la diferite forme. Pe sirieni a speriat într-un fel, pe asirieni i-au omorât dacă au vrut să atace poporul Domnului, pe alții, ca pe Saul, i-au făcut să doarmă, să nu se poată trezi. I-a păzit, într-un fel sau altul. Dar nu paza fizică e cea mai importantă, că spuneam, prin moarte poporul Dumnezeu nu-și pierde valoarea. Paza cea mai importantă e paza spirituală. Faptul că suntem în credință, asta este urmarea faptului, nu doar că noi am fost atenți, că Domnul ne-a păstrat și încă suntem în poporul lui Dumnezeu. Ne-a păstrat și ne-a ferit nu doar de rătăcirea minții și de apostazie, de căderi de la credință. Pentru că Dumnezeu vrea în final, cum scrie în Apocalipsa 21, să ne aibă ca popor al Lui, aproape de El. Încheiem lecția noastră accentuând aportul divin și uman. Noi am dobândit valoare prin Domnul. Spuneam că Domnul ne veghează, dar să nu pierdem din vedere și aportul nostru. Iată ce vă citesc din Cartea Deuteronom, capitolul 32, versetul 29. Ferice de tine, Israele, cine este ca tine? Un popor mântuit de Domnul, scutul care îți dă ajutor și sabia care te face slăvit. Astea toate de la Domnul. Dar ce-a înțeles Iosua, omul de lângă Moise? Iosua 24. Fiindcă Domnul își face partea lui, problema este de regulă la noi. 24:14. Acum temeți-vă de Domnul, slujiți cu scumpătate, dat fiind tot ce a investit Dumnezeu în noi, tot harul care ne-a fost dat. Iosua 16. Poporul a răspuns, departe noi gândul să părăsim pe Domnul, să slujim altor Dumnezei. Da, Iosua este foarte exigent, versetul 19. Voi nu veți putea slujiți Domnului, căci este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos. El nu va ierta fără de legile păcatele. Când veți părăsi pe Domnul și veți sluji unor Dumnezei străini, se va întoarce și va face rău și va nimici după ce v-a făcut bine. Poporul a zis lui Iosua, nu, căci vom sluji Domnului. Iosua a zis poporului, voi sunteți martori împotriva voastră și vă că ați ales pe Domnul ca să-i slujiți. Ei au răspuns, suntem martori. Da? A fost o vedenie și aici pentru cei ce s-au botezat. Unii priveau ușuratic legământul cu Domnul. Li se făcea un înscris, primeau drepturi, treceau ca într-o altă parte, dar li se spunea, fiți atenți, vegheați, urmează un drum. Dacă priviți în mod ușuratic viața, vă veți face vinovați, nu veți putea să rezistați. Noi însă mulțumim Domnului că suntem în casa Lui încă și rugăm să ne ajute și să nu ne lase. Și ultim aspect, prețul poporului Dumnezeu este unul de viitor. Lumea nu ne cunoaște. Știți când a avut preț corabia lui Noe? Când a venit apa. Și prețul corabiei a fost dat nu doar pe durata potopului, ar fi putut-o să o vândă noi la ce preț vrea. Putea să cumpere toată lumea ca Iosif altă dată cu grâu din hambare. Prețul pentru cei ce au fost în corabie a fost dat și de faptul că ei au moștenit pământul. Nu doar că au supraviețuit atunci. Tot pământul a fost dat lor de moștenire. Și făgăduințele date inițial lui Adam se reiterează pentru Noe și familia lui. Asta este foarte important să reținem. Și vreau de asemenea să vă mai dau exemplul lui Rut. Ce înseamnă să alegi poporul lui Dumnezeu și să investești. Rut, capitolul 1. Naomi le-a propus la cele două nurori să se întoarcă la poporul lor. Era natural să o facă, am spune. Dar scrie aici, de la versetul 15, n-au mai zis către Rut, iată cum nata s-a întors la poporul ei, la Dumnezeu, întoarce-și tu după cum nata ta.
Ruta a răspuns, nu sta de mine să te las, mă întorc de la tine, încotro vei merge tu, voi merge și eu, unde vei locui tu, voi locui și eu, poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Și nu pun condiții. Unde vei muri tu, voi muri și eu, voi fi îngropat acolo, facă în Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. A fost bună investiția lui Rut? Da. De aceea zice în 2:12, cel ce urma să-i devină soț, Domnul să răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului Israel, sub a cărui aripi ai venit să te adăpostești. Și ce urmează, capitolul 3, capitolul 4, și asta a fost numai începutul, am putea spune un preambul pentru eternitatea care urmează. Deci cea mai mare investiție este să intri în poporul lui Dumnezeu. Da, așa cum dacă vă amintiți, i-am provocat într-o zi pe niște politicieni ce au venit aici, le-am propus să intre în Partidul Sfinților, că noi vom primi puterea pentru vecii vecilor. Nu înțeleg ei că e un har să fii cumpărat și să intri în acest popor, să intri în barc, să te duci la poporul lui Dumnezeu, chiar dacă acum condițiile sunt precare, am spune. Viitorul, destul citești cartea lui Isaia să vezi ce promisiune are Dumnezeu. Da, despre asta vorbim mai mult în lecția următoare la un alt lucru de preț. Mulțumim Domnului care ne-a dat preț și rugăm să ne ajute să ne păstrăm prețul. Amin.